ajutorul Domnului, pe parcursul ultimelor săptămâni am discutat la lecțiile de studiu biblic despre evangelizare. Astăzi, la ultima lecție, vom observa câteva concluzii și aplicații. Și am avut îndemnul ca acestea să le discutăm cu toată adunarea, pentru că veți vedea, ne privesc deopotrivă. Evangelizarea este lumina care se aprinde în întuneric, prin care oamenii sunt făcuți conștienți de adevărurile eterne și prin care pot să fie mântuiți. Evanghelistul Ioan își începea prima carte spunând, printre altele, lumina luminează în întuneric. Lumina aceasta, vorbind despre Domnul Hristos, luminează pe orice om venind în lume. Evangelizarea este strict legată de mântuire. Spune Scriptura, și vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 24. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Dar dacă nu ar fi fost evangelizați, s-ar fi restrâns. În Roman, capitolul 8, este scris despre planul care l-are Dumnezeu pentru noi și citesc de la versetul 30. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, între care mulțumim Domnului că suntem și noi, i-a socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, adică ne-a absolvit de orice vină, i-a și proslăvit. Noi avem asigurată perspectiva eternității. Dar întreabă apostolul în aceeași epistolă, capitolul 10, versetul 14. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el? Cum va ajunge chemarea lui Dumnezeu la oameni? Fără propovăduitor. Domnul Hristos le-a dat ucenicilor după înviere, înainte de înălțare, această singură sarcină. N-au avut altă menire pe pământ decât să evangelizeze și să facă ucenici. Dacă noi, după ce ne-am mântuit, am avea doar grija să ajungem noi cu siguranță în cer, înseamnă că noi suntem diferiți de cei ce a lăsat Domnul în prima generație. Grija noastră este în egală măsură mântuirea noastră și a altora, pentru că așa a ajuns Evanghelia până la noi. Iată, ca și o primă concluzie, evangelizarea este misiunea sacră a Bisericii. Vă citesc din 1 Petru capitolul 2, versetul 9, și vă rog să vă gândiți dacă vă încadrați aici, dacă misiunea vă privește. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a Lui. Ne încadrăm aici? Dacă nu ne încadrăm aici, nu avem unde. Și în continuare este scris despre scopul nostru în lumea aceasta. Ca să vestiți, și asta începe cu evangelizarea, puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Căci spuneam, evangelizarea înseamnă prezentarea luminii. Mesajul evanghelic trebuie transmis cu toată responsabilitatea și demnitatea. Spunea apostolul Pavel în epistola de apărare a 2 Corinteni, capitolul 4, în versetul 1, despre efortul și nevoia de a nu cădea de oboseală, dar în versetul 2 scrie așa, ca unii care am lepădat meșteșugirile și noastre și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Versetul 5, căci noi nu ne provdim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis,
să lumineze lumina în întuneric, și cu aceasta a început Genesa, în mod simbolic asta privește noua Geneza împărăției lui Dumnezeu, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. O lumină odată aprinsă în noi, în mod automat, natural, trebuie să fie văzută și de alții. Adevărul trebuie să fie transmis. Domnul i-a și spus ordinea acestei misiuni, citim din Fapte 1:8, un cuvânt arhi cunoscut, dar mai puțin arhi împlinit. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Dragii mei, dacă ar fi să fac o scurtă aplicație aici, am putea spune că toți cei care au Duhul Sfânt trebuie să aibă și spirit de evangelizare. Altfel ar fi o contradicție flagrantă. Îmi veți fi martori în Ierusalim. Nu putem să mergem toți până la marginile pământului, cu siguranță. Sunt unele surori care sunt blocate, a spune, la domiciliu. Da, dar, har Domnului, tot aveți vecine. Ba mai mult, este și telefonie. Și vorbiți în toate părțile. Dar în discuțiile dumneavoastră cuprindeți și un mesaj evanghelic? Frații merg în jur, în Oltenia, în Buzău. Am putea spune că e un fel de Samaria noastră a României. Dar mesajul nu se oprește la granițele țării noastre și nici la limba română. Și Domnul spunea, până la marginile pământului, Doamne, ajută-ne și pe noi, ajută-i și pe alții. Evangelizarea este o pasiune și pentru îngeri. Ei ne ajută în această lucrare. Spune Scriptura, citesc din Evrei, capitolul 1, versetul 14, și vă rog să vă amintiți între timp că în Fapte îngerii erau foarte prezenți, după cum au fost prezenți și în viața Domnului Hristos. I-au eliberat pe ucenici din închisoare, au vorbit lui Filip din partea Domnului să îl evanghelizeze pe famen, l-a eliberat apoi din nou pe Petru. Evrei 1:14, nu sunt oare toți duhuri slujitoare? Trimise să îndeplinească o slujbă. Pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Cu siguranță răspunsul este da. Mă adaug încă un verset în aceeași idee, 1 Petru, capitolul 1, versetul 12. Știți că îngerii se bucură atunci când se pocăiește cineva. Să știți că îngerii încep să se bucure atunci când începe predica. Și își continuă bucuria atunci când cineva primește mesajul. 1 Petru 1:12. Lor, prorofeților, le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum. Cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, pentru că Duhul ne împinge la aceasta, și în care chiar îngerii doresc să privească. Dar ei nu pot să predice. I-au spus lui Corneliu să trimită după Petru. Parcă și-ar dori să ne vadă predicând și să-i vadă pe oameni primind mesajul. Evanghelizarea este misiunea sacră a bisericii. În vremea când trebuia și în Părneava, și până mi-a făcut asigurarea, mi-a ținut o lecție despre asigurările medicale de sănătate de o jumătate de oră. Și spunea, domnule, unii ca să fenteze, scot asigurarea numai pe 30 de zile, dar ei stau 31. Și s-a întâmplat la unul că tocmai atunci a avut un accident. Eu mă grăbeam. Dar acum, dacă tot a trebuit să stau, că nu mi-o făcea mai repede, am intervenit și eu. Domnule, dumneata te ocupi cu asigurarea trupurilor. Eu sunt însărcinat, am agenție de asigurare de suflete. Îți dai seama că a mea este mai importantă. Dă-mi voie să spun și eu ceva. Ba chiar trebuie să ne gândim cât de importantă este misiunea noastră. Imaginați-vă că cineva vă trimite cu medicamente pentru un bolnav. Și dumneavoastră spuneți, las că poate îi trece, că organismul are un sistem de refacere cu anticorp, se descurcă. Sau imaginați-vă că este un incendiu. Și nu sunteți gata să săriți cu promptitudine. Dar când e vorba de lucruri pământești, suntem ca fiii veacului care știu să se descurce. Numai că Dumnezeu ne cheamă să fim fiii luminii și să ducem adevărul sfânt până la marginile pământului ca oamenii să fie mântuiți. Doamne, ajută-ne!
Evanghelizarea trebuie continuată cu ucenicia. Domnul spunea, citesc din Fapte, din Matei, capitolul 28, cuvinte rostite înaintea ucenicilor, versetul 19, duceți-vă și faceți ucenici, și asta înseamnă mai mult decât a evangheliza. Din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și le-a și explicat puțin ce înseamnă asta, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit, și iată că eu voi fi cu voi. Parcă asta e mai interesant, nu doar îngerii vin cu noi la evanghelizare, vine însuși Domnul care a murit pentru oameni ca ei să fie mântuiți. Imaginați-vă, mai spun frații uneori din cei care merg în misiune, ce venim aici în curtea bisericii și așa ne necăjim când unii nu vin. Dar cred că Domnul se necăjește mai tare când ne cheamă și noi nu mergem, nu înțelegem imperativitatea acestei lucrări. Se spune că un misionar a ajuns în Africa la un trib undeva mai spre țărm și le-a spus că vrea să se ducă mai spre interiorul continentului. Zicându-le, aici lângă țărm vin alții, dar au întârziat. Și când a venit o altă echipă misionară în acel trib, un bătrân a zis, eram tânăr când a zis unul că vine altul, n-am mai venit până acum, m-am mai pricep. Dar au fost generații care n-au avut parte de această chemare, pentru că oamenii nu și-au înțeles misiunea. Dar după evanghelizare, ca o necesitate, dar gândiți-vă că nu-i simplu apoi să fie crescuți, și asta înseamnă ucenicie. Domnul, marele învățător, adesea le spunea ucenicilor, până când trebuie să fiu cu voi? Nici voi nu pricepeți. Da, este un proces de creștere lent, nu le înțelegem pe toate dintr-o dată. De aceea apostolii predicau până la o saturare. Ați umplut Ierusalimul de învățătura aceasta, le spuneau dușmanilor. Vă citesc din cartea Fapte acum pentru a observa că ei s-au achitat din plin de această misiune pe care Domnul le-a dat-o. Fapte, capitolul 8, versetul 4, evanghelizarea în faza a doua, după Ierusalim. Cei ce se împrăștea se mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Fapte 11, versetul 19, cei ce se împrășteaseră propovăduiau cuvântul. Aceasta era misiunea lor. Dar și în lucrarea de ucenicizare era același mod de a lucra. Spune Scriptura aici, Fapte 11, versetul 26, și când l-a găsit Barnaba pe Saul, cel ce a devenit Pavel, l-a adus la Antiohia, un an întreg au luat parte la adunările bisericii și învăța pe mulți oameni. Asta înseamnă ucenicizare. Citesc tot din Fapte 15 cu 35. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia. Asta după ani. Veniseră alții la mântuire. Alt proces de ucenicizare. Și învățau pe noroți, provodeau cu mulți alții. Deci mulți predicatori erau. Cuvântul Domnului. Sau Fapte 18, lucrarea din Corint. Spune Scriptura aici tot despre ucenicizare, versetul 11. Aici a rămas un an și șase luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar mai trăi Pavel, parcă ne-am dorit să stea și la noi măcar câteva săptămâni. Știți, și în Efes a stat trei ani și le-a prezentat tot planul lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul și să ridice și la noi oameni cu spirit de evanghelizare, cu dar de învățătură, să ridice Domnul și proroci ca ceea ce scapă acestora să fie corectat și să ridice Domnul și oameni cu spirit de păstorire ca să îi îngrijească și toți aceștia să fie mântuiți. Dar toate pleacă de la lucrarea de apostolie, adică de misiune, de la trimiterea ce Domnul are pentru noi. Ca și o altă concluzie ce ține de ucenicie, trebuie să învățăm pe oameni de la început, așa cum a făcut-o și Domnul, spunându-le că de îndată ce vin după El, imediat după ce primesc mesajul, trebuie să-și ia crucea. Și așa trebuie Domnul să fie urmat. Iată cuvintele Domnului. Luca, capitolul 14, citim de la versetul 25. Pentru unii din grea. Dar există și pentru noi una. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis,
dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevasta, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Procesul de mântuire implică lepădarea de sine. Cere ca să-L pui pe Domnul pe primul loc și să devină pentru tine nu doar mântuitor, și să devină Domn, să-ți guverneze întreaga ființă. Și oricine nu-și poartă cruce și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Există acum o gândire că oamenii pot să fie mântuiți fără să-L aleagă pe Domnul Hristos ca și Domn. E o teologie liberală tot mai influentă care vrea să permită oamenilor să facă ce vor odată ce s-au pocăit. Ba chiar se merge mai departe spunându-se că nu este bine să jignești pe oameni când îi chem la mântuire, să le spui că sunt păcătoși, când de fapt sunt morți, ca să nu le strivești identitatea. Dimpotrivă, o evanghelie adevărată prezintă oamenilor un adevăr curat, spunându-le că sunt pierduți și Dumnezeu vrea să-i aducă la viață. Dar viața aceasta Dumnezeu vrea să se dezvolte și de aceea ne rugăm ca să fie o diversitate de slujitori, pentru că așa scrie în Efeseni, capitolul 4, și vă rog să vă gândiți la aceasta, mi-am amintit de niște mesaje ce au fost pentru adunarea noastră, că Domnul vrea să dea anumiți slujitori, anumite daruri, oare întârzie pentru noi sau pentru El? Efeseni 4, versetul 11, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților. Dacă nu poți să fii implicat direct în lucrarea de evangelizare, implică-te în lucrarea de ucenicizare. Ocupă-te de copiii ce Domnul ți-a dat. Dacă poți, ocupă-te și de copiii vecinilor ce vin la tine acasă. Adună-i și împreună cu copiii tăi vorbește-le despre Domnul Hristos. Umblând prin țară am întâlnit situații în care întâi s-au pocăit copiii și apoi părinții. Am întâlnit un caz undeva în județul Satu Mare, o fetiță de 12 ani a venit la adunare, s-a pocăit, a venit și fratele ei, după 2-3 ani s-au pocăit și părinții. Fetița asta n-a mai apucat 18 ani, la 17 ani a murit. O fată credincioasă. Dar își mântuise toată casa, adică Domnul prin ea îi cercetase și pe ceilalți. M-am uimit să văd câtă maturitate au avut părinții aceia la moartea fetei lor, știau sigur că fata lor a fost credincioasă și că merge la Domnul și că se duc și ei. Dar am observat la acea înmormântare ce groază era pe o verișoară a ei care nu era mântuit. Cei ce nu l-au primit pe Domnul, puțin spus, sunt speriați, sunt îngroziți. De aceea să privim cu toată seriozitatea lucrarea de evangelizare care trebuie continuată cu cea de ucenicizare. Să privim acum și la două aplicații. În primul rând, care este misiunea adunărilor locale din zonele evangelizate? Ceea ce privește pe fiecare din adunarea noastră. Și aici notez trei puncte. 1. Rugăciunea pentru mântuirea celor pierduți. Dar nu doar acasă dumneavoastră când trimiteți bilet frecvent. Și altora din alte țări. Putem asta, nu? Totodată rugăciune pentru formarea unor evangeliști. Pentru ca Domnul să dea daruri, să aibă anumite trimiteri pentru unii, chiar până la marginile pământului. Au fost câteva încercări în rândurile tineretului din biserica noastră. Ne vom ruga pentru ei? Poate pe aceia, poate pe alții. Vrea Domnul să-i trimită într-o parte sau altă, să-i folosească în lucrarea sfântă. Iată cuvintele Domnului care spunea, Matei capitolul 9, de la versetul 37, și rețineți, asta nu-i propunerea mea sau îndemnul vreunui frate de la ora de rugăciune, sunt cuvintele Domnului Hristos, pentru că trăim într-o lume spirituală, sunt bătălii pe pământ. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrători. Eu vă întreb, când a fost secerișul mai mare? Atunci când era sub 1 miliard de oameni pe pământ sau acum că-s peste 7? Pe cu siguranță că acum e mai mare secerișul, dar sunt puțini lucrători. Rugați dar pe Domnul secerișului, pentru că Domnul se ocupă de această investitură specială, să scoată lucrători la secerișul Lui. Ne vom ruga? Doamne, pune focul acesta sfânt în noi.
Pavel amintea frecvent bisericilor, de asta spun ca datoria tuturor, rugați-vă pentru mine, pentru ca să mi se dea cuvânt și Evanghelia să fie vestită așa cum este la voi. Adică ne-am putea ruga, Doamne, fă în toate locurile să fie o biserică mare așa ca aici. Aceasta se poate? Se poate. Ce, n-aveți hartă? Nu știți țările cum le cheamă? Rugăm pe careva din evangheliștii ăștia potențiali, cu dorință puternică, să vă facă ei rost de informații. Dar ne va îndemna Duhul, numai să avem inimă pentru asta. De asemenea, în 1 Timotei, capitolul 2, este scris să facem rugăciuni pentru toți oameni. Și acolo este evidențiat scopul evanghelizării. Citesc versetul 4. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Ce am spus de la început, mântuirea nu poate veni fără cunoștința adevărului. În al doilea rând, noi trebuie să avem o viață sfântă. Pentru că știți, în vremea noastră sunt multe traduceri a Bibliei, unele mai bune, altele mai puțin bune. Dar cineva spunea, cea mai bună traducere e Biblia tradusă în viața cotidiană. Asta o poți face fără multe cunoștințe lingvistice. Sau cum spunea cineva, Biblia legată în piele de om. Asta se vede. E foarte important, există numărate mărturii. Unii spun, m-am pocăit văzând un coleg de școală sau de serviciu. Alții spun, m-a uimit vecinul prin atitudinea lui. Asta se poate face? Cu siguranță. Poate uneori ne-am gândit, avem libertate în Hristos. Da, dar slujește unui scop evanghelistic libertatea aceea ta? Sau ai putea să fii un îndrumător pentru cel de lângă tine, pentru a-l motiva să-și pună niște întrebări? Aici începând cu familia, spune 1 Petru 3 cu 1 că femeia poate să își mântuiască bărbatul chiar dacă el n-ascultă predici, prin purtarea ei. Doamne, ajută! Și în al treilea rând, vestirea, asta de fapt înseamnă evanghelizare. Și am tratat în două lecții vestirea prin mijloace directe, adică atunci când ne întâlnim cu oamenii, la un grup mai mare sau de la om la om, și asta iarăși o poate face orice cine, numai dacă cineva nu vă înțelege românește, nu-i puteți vesti, vă trebuie traducător. Dar sunt destule situații în care se poate evangheliza fără translator. De asemenea, am vorbit într-o altă lecție despre mijloacele indirecte. Cuvântul scris e un mijloc indirect. Dai o Biblie la cineva, o carte, un CD-ul cu predici. Sunt mijloace multe prin care putem să evangelizăm. Mi-am amintit de o soră ce în iarna aceasta era necăjită că nu facem sâmbătă evanghelizare, că ea a împărțit nu știu câte sute de invitații în jur și asta e un mijloc indirect de a-i chema pe oameni. Și spunea, da, dacă cineva tocmai sâmbătă a vrut să vină. E un adevăr și am făcut și sâmbătă. Nu știu dacă a venit, dar am apreciat, să zic, inima ei bună pentru asta. Amintește-ți, ce faci? Direct sau indirect? Și în al doilea rând, ca și o aplicație ce ține tot de noi, dar nu ne privește pentru că nu ne implicăm destul. Activitatea misionarilor din teritoriile neevanghelizate, cum spuneam, nu pot să plece toți. Unii au rămas în Antiohia și au evanghelizat acolo. Pe Barnaba și pe Saul, Domnul i-a trimis. Și au pornit prima călătorie misionară în Asia Mică. Pentru aceștia e cel mai greu. Spunea Apostolul Pavel, fac totul pentru Evanghelie. Mulți misionari au fost martiri, în condiții grele, și-au pierdut unii viața, alții numai nevasta, copiii, s-au dus într-o altă climă. Mulți misionari au lucrat și în alte domenii, i-au ajutat pe poporile acelea în a-și pune la punct limba, dicționarul. Alții s-au implicat mulți în domeniul medicinei, sacrificii. Mi-a plăcut, am citit recent cartea medicului Paul Brandt, spunea despre mama lui și tata lui, el de fel s-a născut din familie de misionari în India. I-a murit bărbatul la vârsta de 40 ceva de ani, de una din bolile specifice acelei zone.
Și au încercat să nu o mai lase singură pe dealurile acelea. Și au spus, dar la ăștia cine le vestește cuvântul? De ăștia cine se ocupă? Și a rămas bun Ibran până la 90 și ceva de ani. Era gârbovită, dar spunea aia, și așa nu m-am mai uitat în oglindă de vreo 20 de ani. Dar nu s-a lăsat de evangelizare. Și a ajutat multe familii. Am aici ceea ce am găsit și eu când v-am scris și am vrut să vă citesc. Poate știți, vă citesc încă o dată să ne fie clar. O imagine interesantă ce reflectă lipsa de viziune și de pasiune. Pe o coastă foarte periculoasă, unde adesea vapoarele ieșuau, se afla o mică stație de salvare. Clădirea nu era mai mare decât o colibă, iar cei ce lucrau acolo aveau doar o barcă, dar erau dedicați muncilor și supravegheau permanent marea. Fără să se gândească la ei înșiși, aceștia ieșeau în larg zi și noapte, căutând pe cei pierduți. Unii din cei salvați și mulți alții din cei ce locuiau în împrejurie au dorit să participe la munca de salvare, dăruind din timpul lor, din banii lor și chiar participând efectiv la muncă. Astfel au fost cumpărate bărci noi și noi echipe au fost pregătite, stația de salvare se dezvolta. Unii din acești noi membri ai stației de salvare au ajuns să fie nemulțumiți de echiparea clădirii. Ei au considerat că locul trebuie să fie mai confortabil pentru cei salvați. Au înlocuit vechile patru cu unele noi mai bune, au adus mobilă nouă, au echipat noua clădire. Acum stația de salvare a ajuns un loc agreabil pentru membrii ei, au decorat-o frumos și o foloseau ca pe un club. Tot mai puțini membri erau interesați de munca de salvare pe mare, așa că au angajat echipe care să facă treaba. Decorațiunile interioare erau toate tipice pentru o stație de salvare, iar în mijloc au păstrat o barcă veche, unde avea loc inițierea noilor membri ai clubului. În acest timp s-a întâmplat o mare catastrofă pe mare, un vas mare a naufragiat, iar echipele angajate au adus la stație o mulțime de oameni uzi, înghețați, pe jumătate, necazi, murdari și bolnavi. Frumosul club era acum un haos. Imediat comitetul proprietarilor a angajat pe cineva să construiască niște dușuri afară, unde victimele naufragiaților să fie spălate înainte să fie aduse în club. La următoarea întâlnire a apărut o șciziune între membrii clubului. Majoritatea doreau să oprească activitățile de salvare ale clubului, deoarece erau neplăcute pentru viața socială normală a clubului. Un mic număr de membri au insistat asupra scopului inițial al clubului și a faptului că datoria lor era să salveze oameni de la nec. Totuși aceștia din urmă au fost învinși la vot, de aceea li s-a spus să-și construiască o altă stație de salvare dacă vor să salveze vieți. Asta au și făcut. Pe măsură ce au trecut ani, noua stație a experimentat aceleași schimbări ca și prima stație. A evoluat, s-a transformat într-un alt club, dar totuși s-a format o altă stație de salvare, mică de tot. Istoria a continuat să se repete de la sine. Iar dacă vizitezi astăzi aceea coastă, vei găsi o mulțime de cluburi, citiți biserici, pe plaja mării. Naufragile sunt foarte frecvente în acea zonă și majoritatea celor ce naufragiază mor înnecați. Vestea bună este că se mai găsesc oameni care să înființeze alte stații de salvare. Întrebarea este, Betelul mai e stație de salvare sau e pe drumul de a se transforma în altceva, ca să nu folosesc cuvântul ăsta greu? Din nefericire, concluzia, uităm uneori scopul nostru și transformăm biserica într-o instituție confortabilă unde ne petrecem timpul liber. Și asta e trist. Să ne ajute Domnul să punem suflet mai mult. Cei care merg în aceste zone de misiune trebuie să păstreze legătura cu biserica, așa cum a făcut Apostolul Pavel, este un exemplu foarte bun în această privință, la rândul lui a instruit și pe alții. Eu aș recomanda ca toți credincioșii să citească pe lângă Biblie cărți de istoria bisericii și de misiune. Astea ne păstrează vii. Noi convertiți într-o adunare aduc bucurie ca și copiii într-o familie, dacă nu suntem ca niște moșneci. Ne plictisim unii pe alții, ne rutinăm. Să nu ne fie greu și Domnul să aprindă pasiuni sfinte în noi. Închei, punctând două adevăruri fundamentale. Evangelizarea face parte din planul lui Dumnezeu și scopul ei etern este instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Noi, în lucrarea noastră, suntem o verigă importantă în acest plan măreț al lui Dumnezeu. Domnul Hristos spunea, Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 14, Evanghelia aceasta împărăției,
nu e a bisericii, e a împărăției lui Dumnezeu. Evanghelizarea nu privește biserica, să fim doar noi mai mulți și mai puternici. Evanghelia are de-a face cu planul lui Dumnezeu. Va fi propovăduit în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Și mai adaug un verset frumos, chiar 3 din Fapte, capitolul 3. Și vă rog să vă gândiți cum spunea și fratele Samuel la aceasta. 3:19-21. Pocăiți-vă dar. Dar asta trebuie să predicăm noi, ca oamenii se pocăiască. Și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Și acum atenție! Pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Acum lucrurile nu sunt așezate, încă se fac mișcări. Se poate trece din împărăția întunericului, împărăția luminii, împărățiile pe pământ se clatină, Dumnezeu va clătina încă o dată cerurile și pământul, dar vine vremea când toate lucrurile vor fi așezate și asta pentru vecii vecilor. N-ați vrea să facem ceva și noi la așezarea aceasta? Vă spuneam, îngerii nu fac efectiv evanghelizare. Domnul Hristos și-a încheiat slujirea, se ruga el în Ghețimani. Ne-a rămas nouă de făcut. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime, pentru că planul său a anticipat toate acestea. Să ne gândim așadar la Dumnezeu și la lucrările sale. Și în al doilea rând, și ultimul. Bisericile din primul veac și din istorie arată că preocuparea evanghelistică bună va da rezultate și Dumnezeu va binecuvânta lucrarea. Spune în Fapte 16:5 și vă rog să vă gândiți că aici ne aflăm în prima acțiune misionară, bisericile se întăreau în credință, ucenicizarea era locul ei și evanghelizarea de asemenea și sporeau la număr din zi în zi. Așa ar fi normal. Doamne, ajută-ne! Cineva și-a imaginat că Domnul Hristos a avut în cer un dialog cu îngerii și l-au întrebat, Doamne, cine îți face lucrarea? Și l-a spus ucenici. Eu întreb, noi putem fi ucenici fără să fim interesați de procesul evanghelizării? Și întrebarea vă rămâne. Și vă prezint o altă imagine. Un dialog dintre un ateu și un creștin. Și întreba ateu, ce o să faceți mai după ce vă duceți în cer? Și credinciosul a spus, știi care e dorința mea? Mai întâi, să-L întâlnesc pe Domnul Hristos. Și tu crezi că o să mă satur repede să privesc la El? O să fiu cu El pentru vecii vecilor. Și tot cu Domnul Hristos? Vreau să caut și evanghelistul care mi-a adus mesajul despre Domnul Hristos. Să-i mulțumesc. Vorba apostolului Pavel, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, n-aveți decât un părinte spiritual. Și apoi, vreau să-i întâlnesc pe toți care au contribuit la evanghelizarea mea. Pe toți învățătorii mei. Aș adăuga pe toți dirijorii, învățătorii de la copii. Și apare o întrebare, te va căuta în cer cineva pentru astfel de motive? Să spună, frate, tu m-ai învățat o cântare, tu m-ai învățat Tatăl nostru, tu m-ai învățat versetul de aur și ăla pe mine m-a mișcat. Tu ai fost la noi la evanghelizare. Îmi spunea un prieten de la Cluj, m-am dus sute de kilometri și au fost mulți, de-aia m-am apucat să spun o poezie. Păi s-a meritat să mă duc până acolo pentru o poezie. După un an mă întâlnesc pe tren cu o familie. Pacea Domnului, pace Domnului, nu ești tu fratele Cornel? Ba da. Sau Radu. Un frate de-a sorei Simida, cum îl chema. Așa, Radu. Ce, n-ai fost tu la noi și ai spus acea poezie scurtă? Și ba da. Aceea ne-a mișcat pe amândoi deodată, bărbat și femeie. Și de atunci ne-am pocăit și suntem membri în biserică. Dar eu m-am o întrebare pe lângă asta, te va căuta cineva în cer pentru astfel de motive?
Vei ajunge în cer dacă nu sunt astfel de motive? Doamne, lasă peste noi Duhul Tău, care să ne miște și să ne trimită. Că și alții au venit până la noi. Să mergem și noi până la alții. Și apoi când va veni Domnul, pe noi și pe alții, să ne ducă în Sfânta Sa Împărăție. Amin.